și un prilej care se repetă și deocamdată nu se însemne că nu se va mai repeta. Lansarea revistei Memoria la Ateneul Român. Vă imaginați că au fost o perioadă când nu s-a dorit acest lucru. E un moment care cred că este necesar pentru România astăzi. Memoria publică e destul de sărată. Nu există, din păcate, nu există un interes al generațiilor lucrative, nu al generației mele, cei mai tineri, pentru a evalua, a cunoaște și a evalua istoria recentă. Acum câteva zile la Teatrul Național a fost a 7-a ediție, cred, a premiilor Coposul. Sigur, ne-am regăsit cam toți cei de aici, a plus încă vreo 200 de persoane, dar puțin tineri. Ne-am obișnuit, este un lucru pe care trebuie să ne reproșăm. Ne-am obișnuit să facem tot soiul de procesiuni comemorative. E, de fapt, circul și o glumă în opinia publică, fără să reușim categoria aceasta de gândire, oamenii care gândesc în acest sens, eu spun europenizarea României. Din nefericire, cutumele balcanice primitive și orientale au câștigat foarte mult din cetatea românească. Eu presupun că toți care suntem aici avem o axiologie care este validată de Europa occidentală, civilizată și democrată, cu tradiție democrată. E un lucru la care noi ar trebui să ținem. Să ținem foarte mult. Revista Memoria face un lucru care cred că este cu totul remarcabil. Inventariază adevăratele glorii ale României. Eroii reali ai României sunt cei care au murit în munți. A urmat o pauză, care continuă și astăzi, în care modele nu există, există falsele modele, dar modelele autentice, Arnăuț Țoiu, lumea nu-l cunoaște. Tinerii nu mai vorbesc. Istoria reține o șpicheriță de televizor ca mare personaj pentru România. Și nu există, din partea societății românești civile, o reacție inteligentă. E o apatie. Cât știu de doamna Ghițescu. Cât știu de rolul ei excepțional în proiectul acesta care nu s-a prea finalizat legat de o societate matură civilă în România. Astfel de lucruri care sigur că deranjează, eu mă și aștept la tot soiul de reacții, încep să mă obișnuiesc că chiar să-mi placă. Trebuie o reacție a societății civile, a intelectualității. Pentru că după vorba lui Eugeniu Speranță, pe care eu tot o repet, probabil cei care mă ascultă de mai mult timp au învățat-o pe din afară, doar elita intelectuală zidește. Ceilalți pot cel mult să consume ceea ce produce elita intelectuală. Boala în România se cheamă lipsa de solidaritate. N-am reușit în 4 ani de când mă străduiesc să adun 800 de intelectuali români la Ateneu să lanseze un apel pentru europenizarea României. Suntem o țară cu multe probleme, de la mentalitate, la educație, la ce înseamnă civilizația la noi. Noi aproape glorificăm satul românesc, dar e un sat primitiv. Cu vece în fundul curții, cu noroaie, cu apă lipsă. Deci, trebuie ca societatea românească să se trezească până când mai poate avea o reacție.
Eu, sigur, sunt gazdă, foarte încântată că, și onorată să fiu gazdă la acest eveniment și altora, dar de aceeași ținută. Dar, din păcate, aici se reduce tot evenimentul. Se consumă. Între noi suntem foarte solidari, dar suntem puțini. Mesajul care ar trebui să-l avem e legat de această solidaritate intelectuală. Doamna Ghițescu, am spus, este un model de om devotat valorilor reale, democratice și europene, insist pe chestiunea de europenitate, care văd și cu viața măicuță aici și, sigur, nu accentuez ce înseamnă pentru mine europenitatea, dar e bine să se înțeleagă că civilizația este în Occidentul catolic și protestant. Noi trebuie să preluăm multe din elementele de acolo, pentru că noi vrem să trăim în Europa, nu în Eurasia. Aici este riscul pe care trebuie să înțeleagă lumea politică și constat că nu s-a întâmplat așa ceva. Vreau să vă anunț că domnul președinte Octavian Joarja este la Târgu Ocna și își cere scuze că n-a putut fi prezent aici. Și totodată vreau să anunț că revista Memoria Fundația, spun bine, Fundația Memoria, are un nou colaborator și cred că sigur este un rafinat intelectual din conversațiile care le-am cu dumneavoastră, doctor în istorie la Universitatea Babeș-Bolyai. Pentru mine înseamnă foarte mult. Pentru mine, sigur, nu contează părerea mea, dar pot să vă expun ca microfonul aici. Este o persoană tânără care se va implica, e redactor, dacă înțeleg, redactor, coordonator al fundației, cu energia, cu pregătirea profesională, istoric, și cu devotamentul pe care l-a arătat și până acum, poate continua proiectul început de dr. Urbanu Rădulescu. Îl felicit pentru, în numele dumneavoastră, pentru poziția aceasta nouă. Pot să vă promit sprijinul meu că sunt aici. Și înainte de a da cuvântul domnului Cosmin Budeancă, o să vă rog să păstrăm totuși un moment de reculegere pentru doamna Micaela Ghițescu. Vă mulțumesc, domnul Budeancă.